Bună seara la noua ediție a Cafenelei Complexității, spațiul pe care l-am dorit de interferență dintre discipline, spațiul de comunicare a unei paradigme noi numite Paradigma Complexității, o resursă intelectuală pe care o considerăm extraordinar de importantă, mai ales pentru zona noastră care, dintr-un fel sau altul, nu mai are, zicem noi, chiar șansa de a urmări sau ajunge din urmă țările dezvoltate și care ar avea totuși șansa unei politici de străpungere. Ca să facem sau străpungere către o direcție, ar trebui să ai o busolă mea ca să vezi cam care sunt trendurile generale, internaționale, pe care, într-un fel sau altul, anumite persoane sau anumite țări încă nu le explorează, deși le studiază, pentru că încă le merge bine pe structura respectivă de socioeconomie pe care o stăpânesc. De aceea, în zone de obicei de turbulență sau în zone de instabilitate sau în zone de perturbație majoră, cum este cea pe care noi o traversăm în zona noastră, e o oportunitate extremă de a înțelege nevoi de nivel înalt și din asta poate cine știe apariția unei politici de străpungere. În cazul întâlnirilor noastre, tocmai ați văzut, am abordat teme de la Cyber Physical System până la problemă Cyber Social System, deci relația asta dintre modul în care societatea se transformă sub presiunea cunoștințelor date deși a tehnicii din jur, dar și probleme legate de o igienă a hainelor, apropo de ce înseamnă veșmântul față de haină, ce înseamnă un habitat sănătos, ce înseamnă probleme de mâncare sănătoasă, care nu e doar din prisma unor, să zicem, reclame de anumită factoră. Scopul fiind să aducem într-o bază comună zone din care, într-un fel sau altul, sperăm ca interferență să devină materie de studiu pentru ceea ce se numește transpunerea științei complexității. Astăzi am o bucurie de două ori mai mare și o să vedeți în timp de ce. Pentru că demonstrează faptul că atunci când ai tenacitate, ai spirit antreprenorial, nu acela cu diplome, ci autentic. Când nu te lași doar preluată de zona din jur și de modelele culturale pe care le iei din jur, ci chiar îți dorești să faci ceva în viața ta, se poate. Și faptul că se poate este prezența lui Andrei aici, care o să vă fie, să zicem, cea care va prezenta nu doar robotul, ci ea, ca existență și ca model din punctul meu de vedere și să sperăm că seara asta va demonstra încă o dată că vom putea face lucruri extraordinare dacă ne punem împreună ambiția. Deci, încă o dată, Andreea, binevenit, mulțumesc pentru faptul că ai ajuns aici și în rest, te rog frumos, preia ostilitățile. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru introducere, Florin. Bună seara, doamna și domnule. Bine ați venit! În această seară, aș dori să vă prezint ceva ce pentru mine personal a fost o revelație absolut fantastică. A fost născută dintr-o nevoie, dar a dus mult mai departe decât rezolvarea unei probleme. În această seară aș dori să vă prezint un roboțel pe care o să-l și demonstrăm mai târziu, după ce v-am explicat un pic cum funcționează. Un roboțel care este o tehnologie nouă, modernă, următorul pas după videoconferință. Pe iPad, el o să poată fi folosit de cineva, o să facem o demonstrație, cineva de la Sibiu și cineva de la Timișoara. Aici se vede fața, se aude imaginea și, în plus, se poate și plimba prin sală. Aș vrea un pic să mă prezint. Probabil că nimeni nu mă știe de aici. Deci, cine este Andreea Creu? Am 35 de ani, m-am născut în Reșița și am avut marele noroc ca la o vârstă la care îmi căutam drumul prin viață să îl cunosc pe Florin și nu numai pe Florin, ci pe un grup fantastic de oameni, anume la Centrul de Studii Complexe, într-o tabără care se chema Fractal, în 1996, când Florin era în plin început de drum și organiza tabere. Lângă Reșița e un lac, lacul Băliuc, și acolo a adunat copii de la diferite școli. Nici până astăzi nu știu cum am nimerit acolo, a fost absolut o întâmplare, aleator, așa s-a nimerit. Dar a fost un eveniment care m-a marcat profund, mi-a schimbat complet viața faptul că i-am cunoscut și m-a dus spre un drum pe care probabil altfel nu m-aș fi dus. Ce am învățat în această tabără, în momentul în care habar n-am avut ce era un fractal,
Pe lângă partea concretă am învățat niște noțiuni fizice, niște noțiuni care îți deschideau ochii în mod esențial spre natura din jur. Pentru mine am crezut că fizica sunt doar niște formule, că biologia sunt doar niște formule, chimia sunt doar niște formule. În tabără am învățat că nu sunt doar niște formule, că este lumea din jurul meu. A fost legătura care îmi lipsea de la școală. A fost explicația și utilitatea a ceea ce învățam la școală. De ce trebuie să învăț fizică? De ce trebuie să învăț biologie? De ce trebuie să învăț chimie? Cu ce mă ajută treburile astea? Și mai mult de atât, am învățat valoarea comunicării în grup. A fost un grup foarte heterogen, majoritatea mine am cunoscut între noi și primul lucru care ne-am învățat este să comunicăm, să vorbim între noi, diferite tehnici de comunicare. Pentru prima oară în viața mea am auzit brainstorming, cuvântul brainstorming. Ne-am învățat așa ca la școală, cu pălăria verde, dacă ai pălăria verde, ca poți să scoți orice idee, nimeni nu are voie să te critique. Adunăm ideile, după care următoarea pălărie le sortăm. Deci au fost tehnici de comunicare absolut bazale pe care astăzi toată lumea știe ce e un feedback, toată lumea știe ce este o tehnică de comunicare de tip brainstorming, de aduna idei, dar în 1996 a fost ceva absolut revoluționar, mai ales pentru niște copii de 16 ani care nu le stătea foarte tare capul la școală, brusc au făcut învățătura și școala interesantă pentru noi. Ne-am învățat să comunicăm. În aceste tabere, asta este Florin 1996, în aceste tabere am învățat să împărțim informația între noi. Deci nu a existat diferența dintre profesor și elev, ci elevii au fost și ei profesori, profesorii au fost și elevi. Am învățat unii de la alții. Am învățat că fiecare are ceva de oferit, fiecare are ceva de comunicat și că merită să asculți, pentru că nu știi niciodată ce înveți nou, ce idee îți vine uitându-te în jur, ascultându-i pe alții. Și mai ales să fii cu mintea deschisă, să nu zici nu de la început. Și să asculți, să vezi, poate totuși este ceva util în ceea ce auzi și vezi în jurul tău. Mai târziu, tabăra de la Valiuc s-a mutat pe insula Atlanticron. Este o insulă în mijlocul Dunării, unde am stat cu cortul, unde pentru prima oară am avut contact cu profesori din străinătate care ne-au tratat pe noi copiii, pe noi elevii, ca pe niște adevărați cercetători. Am avut probleme de gen cum construim un lift spre lună. O problemă complet aberantă la prima vedere, dar pe de altă parte făcea sens să întrebi copii așa ceva, pentru că noi, la momentul respectiv, nu eram încă prinși în sistemele care le înveți la școală, nu eram marcați de soluțiile existente, ci puteam cu toată naivitatea copilăriei să găsim soluții care poate funcționează, poate nu, și oamenii respectivi și le notau pe toate foarte atente, aveau cu ei să le analizeze dacă există o posibilitate tehnică de implementare. La momentul respectiv, pe Atlanticron au adus și niște roboței. A fost absolut fascinant, pentru că pe vremea aia calculatoarele erau ceva nou, ceva fascinant, dar erau încă niște cutiuțe. Niște cutiuțe care, prin intermediul profesorilor care i-a adus Florin la Atlanticron, au început să se miște. Am avut tot felul de roboței care am construit din niște kituri. Roboțelul ăsta mic albastru l-am construit noi atunci. Nu făceau nimic altceva decât urmărea o linie. Tromba asta era un senzor și dacă desenai o linie pe o foaie, roboțelul putea să urmărească linia. Genial! Noi mi s-a părut absolut fantastic și ne-am dus acasă, am construit și noi un roboțel. La momentul respectiv eram la facultatea de automatică și calculatoare și chiar eram la momentul la care deam la cursul de robotică să facem un robot. Ne-am dus cu robotul la școală, foarte mândri de noi după ce am învățat în tabără că se pot face roboți și ne-am dus la un concurs de robotică și am fost singurul robot. Toți ceilalți la concursul de robotică aveau doar simulări de roboți.
Deci atât de departe eram noi cu roboții noștri, încurajați de Florin, faceți copii, faceți, cum să mânc, ce vreți voi. Și la facultate, tot ce se făcea era simulare de roboți. Deci eram cu totul, pe cu totul altă planetă. Dar ne-a învățat în continuare să comunicăm. La tabăra din Atlantic, la fel, fiecare elev, fiecare profesor putea să comunice pe orice temă considera că are ceva de spus, ceva de împărțit, pentru că informația împărțită dădea roade în cele mai diverse feluri, care nu ți le poți imagina înainte să treci prin experiența asta de a împărtăși. E momentul ăla când ține o idee și se face o conexiune, pentru că auzi ceva din cu totul alt domeniu pe care altfel n-ai fi ajuns în contact cu el. Și întrebarea se pune, dar de ce? De ce să comunicăm? Pentru ce atâta schimb de experiență? De ce să nu-ți vezi tu de treabă? De ce să nu mergi tu doar pe drumul tău? Pentru mine, personal, răspunsul a fost pentru că așa m-am născut eu curioasă. Voiam să știu, voiam să pun întrebări, mă interesa absolut orice, dar pe lângă curiozitatea biologică cu care m-am născut și care mi-a fost cultivată prin diferiți factori din educație și persoanele cu care m-am înconjurat. Întâmplarea a făcut că, din cauza faptului că am mers cu ochii deschiși prin lume, s-a întâmplat să se lege diferite lucruri, diferite circumstanțe și am ajuns în situația în care am putut chiar să trăiesc la un moment dat din comunicare. Întâmplarea a fost un pic ironică, pentru că nici măcar nu a fost ideea mea să trăiesc din comunicare, ci pur și simplu a fost ceva adunat de la alții din jur. În anul 2000, când noi eram la facultate, era boom-ul de calculatoare. Toată lumea își lua calculator, toată lumea își făcea site online și atunci am zis, ok, gata, ne ocupăm și noi de așa ceva, facem site-uri pe internet. Și unul dintre primii noștri clienți a zis, nu, ca programator sunteți așa. Dar nu vreți să faceți un call center? În momentul ăla am zis, stai să mă uit în dicționar, că nu știu ce e aia. M-am uitat în dicționar, am văzut ce era un call center și am zis, a, ok, comunicare, vorbim la telefon, nicio problemă. Facem și asta. A fost un pic mai dificil decât un simplu vorbit la telefon, dar am ajuns să dezvoltăm ideea de comunicare, de comunicare internațională, până la nivelul la care am putut să facem o afacere și să trăim din asta. Am putut trăi din comunicare. Asta este o poză de pe tabăra, din tabăra de la Atlanticron, în care, în cel mai paradox mod, aveam internet, deci era un cort cu calculatoare, cu internet, dar nu era semnal de telefonie. Era la granița țării și pe atunci nu era semnalul încă așa de bun. Și trebuia să le explicăm clienților noștri de ce putem să răspundem la e-mail-uri, dar nu suntem de găsit la telefon. Ținând cont de faptul că clienții noștri erau din țări vest-europene și noi din România păream foarte suspecți. Deci a fost ceva foarte, foarte straniu la mijloc, dar am trecut peste pasul de a fi strani la ideea de a dovedi că într-adevăr suntem în stare, că putem să facem ceva. Am câștigat încrederea clienților noștri. Astăzi, call center-ul nostru are peste 500 de angajați, în 5 țări, în România, în Serbia, în Ucraina, în Moldova și în Germania. Și avem clienți în peste 30 de țări din toată lumea. Am ajuns să ne dezvoltăm așa de mult pentru că nu am zis nu la nicio oportunitate. Am zis, da, hai să vedem. Fiecare client nou care venea, nu contează că era din Japonia, din Africa, din Sud, din Islanda, din Irlanda, din America, nu contează. Am încercat să găsim o soluție. În anul 2001, VoiceOver IP, ce cunoaște astăzi toată lumea, tehnica care folosește și Skype, pe atunci era o absolută inovație. Deci abia din 2003 se găsește comercial pe piață și se folosește. Noi în 2001 deja foloseam VoiceOver IP pentru că mi s-a părut cea mai genială soluție de a duce telefoanele, conversațiile cu clienții în România pentru a răspunde de aici la telefon, fără să trebuiască să plătești niște costuri de telefonie care pe vremea respectivă erau foarte mari. Deci am găsit tot timpul soluții. Nu existau probleme, existau doar oportunități de soluții. La început am fost un business foarte tradițional.
clientul era, de exemplu, în Germania, noi eram în România, ne urcam în avion, mergeam la client, vorbeam cu clientul. Ne întâlneam cu el, dădeam bună ziua, cum se face în mod normal, comunicam cu el, vedeam care sunt nevoile, de ce exact are nevoie din partea noastră, făceam un training cu angajații și încercam încet să preluăm sarcina. Treaba asta a funcționat destul de bine, foarte mulți ani, până când, la începutul acestui an, s-a întâmplat ceva total neașteptat. Germania a introdus legea salariului minim, care, din păcate, a cerut oricărui om care se duce să lucreze în Germania, și delegația este considerată lucru în Germania, a se duce la un târg este considerat lucru în Germania, orice fel de altceva decât concediu este lucru în Germania. Deci nu mai puteam să mergem la târguri, nu mai puteam să mergem să ne întâlnim cu clienții, să discutăm cu ei problemele lor. Nu mai puteam să facem training pentru produsele clienților noștri. Am avut o problemă foarte, foarte mare. Problema, de fapt, exista din cauza faptului că eram obișnuiți să mergem acolo. Eram obișnuiți să comunicăm față în față și brusc nu s-a mai putut. Dar românul e foarte inventiv. Orice problemă este o oportunitate. Și atunci ce ne-am gândit? Ne-am amintit noi că am învățat odată de la Florin că o problemă trebuie analizată științific și ne-am gândit, hai să vedem cum putem să găsim o soluție. Nu eram singuri în această situație. Absolut toate firmele din România, care aveau, deci firmele străine care aveau investiții aici, sau firmele române care aveau parteneri de afaceri în Germania, aveau brusc aceeași problemă. Amenda era foarte mare,